Adrian Mutu a făcut dezvăluiri incredibile la emisiunea De-a viața ascunselea cu Florentina Fântânaru. Golgheterul all-time de la Națională a povestit cum a reușit să depășească cei mai grei ani din viața sa, perioada în care a fost prins drogat când juca la Chelsea. O greșeală copilărească peste care am trecut cu bine, spune briliantul. Amănunte despre poveștile din afara fotbalului trăite de Adi Mutu au fost puse de actualul antrenor al Lapidului în autobiografia intitulată Revenirea din Infern. Cartea asta nu vreau să fie focusată pe ceea ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat acolo este cauza. Mesajul din cartea asta e revenirea. Adi Mutu a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști români, fiind pus de mulți alături de Hagi, Dobrin și Balaci. Briliantul a povestit viața din afara fotbalului în volumul autobiografic Revenirea din Infern. Cartea abordează felul în care fostul fotbalist a trecut peste momentele delicate din viață. Aceasta este cartea Revenirea din Infern a lui Adrian Mutu. Nu este o carte numai despre fotbal, ci despre viață. Despre cum succesul te prinde nepregătit. Nu e o carte făcută din povești cancane, e o carte despre experiența mea care am trăit-o pe lângă fotbal, în afară de ceea ce pe teren, ceea ce se întâmplă în viața unui sportiv. În septembrie 2004, Mutu a fost găsit pozitiv cu cocaină la un test antidoping. A fost concediat de clubul Chelsea și suspendat 7 luni. Briliantul a dezvăluit în emisiunea De-a viața ascunselea cu Florentina Fântânaru cum terapia l-a ajutat să treacă peste acea perioadă. 10 ani de exerciții alături de un life coach l-au ajutat enorm pe Adrian Mutu. Peter Kay, care nu mai este printre noi, a murit în 2013, dar din 2003 până în 2013... a fost alături de mine de 2 ori pe an, venea să stea 2 săptămâni oriunde eram eu în lumea asta. Mutu consideră că a făcut aceste greșeli pentru că nu a fost pregătit mental pentru a deveni celebru. Golgheterul Naționalei crede că mental coachingul reprezintă cea mai bună metodă pentru ca tinerii să treacă cu bine peste orice fel de dependență. Ar trebui să vorbim noi toți ca o societate și să încercăm să ajutăm tinerii din ziua de astăzi, pentru că avem destule exemple și pe la concerte ce se întâmplă. Actualul antrenor al Rapidului a precizat că persoana care l-a împins cel mai mult de la spate și l-a ajutat să devină un star în fotbalul românesc și mondial a fost tatăl său. Fel, acum trebuie să demonstrez că sta antrenor. O, da. Și e mândru, nu? Este mândru.